Salut! Suntem astăzi cu colegii noi. Sunt în prima zi de inițiere. Facem teorie astăzi. Da? Regulile care sunt la noi în firmă, cum să folosească tahograful, le explicăm relațiile noastre, cursele noastre, ce vor lucra ei. Tehnologia care este la noi în firmă, dotările camioanelor. Vom face două zile teorii aici în garaj, în garajul din Leipzig. Apoi vom face o zi practic afară. Vom conduce aici în jur, le vom arăta fabrica BMW de aici de aproape, fabrica Porsche pe unde vor avea curse mai des și apoi joi sau vineri vor începe să meargă cu noi în cursă, fără antrenare. Acum o să începem proba practică cu tahograful. Avem aici două modele de tahograf și colegii o să înceapă să lucreze pe tahograf, să introducă date manuale, să înceapă programul, să se joace un pic, cum s-ar spune, cu tahograf. Ducem cardul, slotul 1. Acum tahograful te întreabă, repauză până acum, adică dacă am făcut pauză până acum, da? Dacă vrem să introducem date manuale, îi dăm nu, schimbăm, da? Pe nu, adică nu am făcut pauză până acum. Ok, da? Și aici avem data și ora când am scos cardul din tahograf. Aici introducem tipul de activitate care l-am făcut din momentul în care am scos cardul până în momentul actual când introducem cardul. Deci, lăsăm pauză, dau un exemplu, noi am început munca cu o oră mai devreme, da? Lăsăm pauză până acum. Pauză, ok. Astăzi în 30, da? 9.47, dăm pe la ora 8.30 că am făcut pauză, da? Până azi dimineață. Asta înseamnă a introduce date manuale. Da? Deci, de pe 21.1, la ora 12, până astăzi dimineață la 8.30, am făcut pauză, da? Apăsăm OK. Acum, la ora 8.30, începe schimb, adică începem programul la 8.30. Duc OK. Țara început Germania. OK. Și acum mă întreabă de la 8.30, când am început eu munca, până acum ce am făcut? Și pot să-i dau trei tipuri de activitate. Adică lucru, dispoziție, că am stat la dispoziție la garaj. Dau un exemplu. Nu am avut camionul și a trebuit să așteptăm camionul în garaj. Și atunci apăsăm pe timpul ăsta, dispoziție, da? Ok, dispoziție de la 8.30 până la 9.47. Ok? Ok, confirmăm. Ok. Tipăriri, intrări. Nu, nu avem nevoie să scoatem bon. Ok. Confirmări, intrări. Da? Ok. Pregătiri de acționare. În momentul ăsta, punem cardul, slotul 1, pe timp de lucru și facem controlul camionului. Salut, sunt Valentin, trainer la firma Elfline. Astăzi o să vă prezint o inițiere la șoferii care o să lucreze la Lebensmittel, adică aprovizionarea cu alimente. Acesta constă în controlul camionului, asigurarea mărfii, funcționarea liftului, cuplare, decuplare. Astăzi o să avem o semiremorcă cu cap tractor, deși conducem și tandemuri. Dar astăzi prezentăm o semiremorcă cu cap tractor. Acest training, să precizez că îl primesc toți șoferii, indiferent că au experiență, că nu au, că au lucrat pe la alimente sau nu. Acest training îl primesc toți șoferii pentru a ne asigura că decurge munca conform regulilor. Ei sunt doi șoferi noi pe care o să primească cursul. O să începem cu cuplare de cuplare. Și apoi continuăm cu restul.
Nu cred că e decuplată de mult timp. Exact, trebuie așa. Acum e decuplată. În sus. Tare, aia e. Tare, sus, aia e. Bun. Aici sunt bateriile care ajută la funcționarea liftului, altfel nu ar merge liftul. Tot timpul, dacă ai probleme, primul lucru, verifici cablul alb, să ai între camion și remorcă să fie în regulă, apoi siguranțele. Dacă și ăștia sunt în regulă, problema e din altă parte. Vă salut, numele este Butură Florin, sunt Farrell Trainer în Leipzig. Ce vom face astăzi cu colegii noștri? Vom face o pregătire sau un control al camionului înainte de plecare în curse, numită în germană Abfahrtkontroll. O vom face împreună, durează undeva până la 15 minute. Este un specific pentru camion cu ADR Gefahrgut. Și o să începem împreună cu băieții imediat. Foarte, foarte important, înainte de a pleca în cursă cu ADR sau Gefahrgut în germană, trebuie să ne verificăm trusele, cum le-am verificat. Da? Și trebuie să verificăm valabilitatea lor. Avem trusă sanitară cu triunghi, valabilitate a 3-a 2024. Avem vestă, ochelari, lampă funcțională, foarte, foarte important. Da? Avem acest lichid pentru spălarea ocului în cazul în care se întâmplă, Doamne ferește, un eveniment nedorit. Avem filtru, mănuși, avem o trusă nouă aici, filtru, cască, cisme, încă un lichid și ochelari. Atenție mare! Atâta timp cât noi nu avem aceste materiale cu noi, nu vom fi încărcați la locurile de încărcare, plus în afară de
Asta în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva, vom răspunde și nu vom putea să ne protejăm. Da? O să mergem pe partea dreaptă a camionului și vom avea două stingătoare. Verificăm valabilitatea lor. Da? A treia, 2025. A 10-a? A 1-a, sus. Da? Mergem mai departe. Atenție cum poziționați stingătoarele, vă rog frumos. Cuiu așa și nu invers. Vă rog frumos să nu se declanșeze pe timpul, pe parcursul călătoriei voastre. Bun. Mergem mai departe. Din experiența voastră, haideți să verificăm ce ar trebui să controlăm înainte de plecare. Avem luminile, sunt pornite. Ce lipsește aici? Ia să vedem. Un răspuns de la voi. Faza scurtă și poziția lipsește, sau faza din turnire. Avem becuri, tot echipamentul la birou, putem să-l schimbăm. Da? Mergem cu ADR-ul, suntem încărcați cu ADR-ul, plăcuța deschis. Mai departe, verificăm starea cauciucurilor. Și v-am arătat mai înainte cum verificăm adâncimea profilului și în cazul în care nu sunt, Doamne ferește, cumva lovite sau ciupite, în cazul în care sunt ceva evenimente de genul ăsta, avem contract cu Fergiolț, se schimbă imediat. Bun. Mai departe, verificăm cupla. Dar așa cum fac eu. Verificăm cupla și verificăm dacă este introdusă cum trebuie și dacă este lipită pe partea asta. Da? Starea cauciucurilor de aici, atât prima cât și cea de interior. Luminile. Tot timpul trebuie să avem două lumini de poziție. Una exterioară, alta interioară. Acum este aprinsă și ceața. Da? Verificăm dacă această manetă este stabilizată aici. Dacă nu, s-ar putea să ne iasă pe drum. Da? Dacă este introdusă. Da? Picioarele trebuie să fie complet ridicate. Dacă nu, o să puteți să câștigați o amendă nedorită. Din păcate. Da? Verificăm starea prelatei. Putem să tragem de astea să vedem cum arată. Dacă este închisă prelata, sus, față, spate, dacă este tăiată prelata cumva, trebuie să anunțăm. Mergem mai departe. Aici, de exemplu, un cauciuc care nu este grozav, dar va fi schimbat. Luminile, fiecare lumină de aici, trebuie verificată și anunțată în cazul în care nu funcționează. Haideți, vă rog frumos, în spate. Verificăm luminile și aici, sunt pe LED. Verificăm TIUF-ul sau ITP-ul în limba română. Avem, citim sus, 1-a 2025. Da? Asta este ITP-ul în limba română, TIUF-ul la noi. Da? Verificăm SP-ul, valabil până la 7-a 2024. Atenție mare! Nu vom fi încărcați dacă mergem la ADR-ul, dacă avem una dintre ele, nu mai este valabilă. Bun, ce facem aici? Deschidem să vedem ce avem înăuntru. Și nu ne uităm de jos, ci mergem sus. Voi sunteți responsabili de camionul ăsta dacă plecați în cursă, da? Verificați că aceste chingi sunt întinse. Aveți 24 de tone aici. Baterii pentru BMW. Verificați dacă sunt întinse, da? Mergem mai departe, vă rog frumos. Vă rog frumos, scara asta să o securizați. Să nu vă iasă în afară. Sau duceți până aici și se agați. Bun, închidem ușa. Deci actele, vă rugăm frumos tot timpul aici. Bine? Aici. Toate luminile de pe partea din spate funcționează. Verificăm, vă rog frumos, dacă este echilibrată remorca. La modelul acesta, pur și simplu ne uităm dacă este pe mijloc. Da? Dacă este așa, este prea sus, așa se menține la nivelul dorit de noi. Da? Așa este echilibrat.
verificăm dacă este echilibrat. Mergem mai departe. Ne uităm la fiecare cataramă dacă este închisă cum trebuie. Da? Aici vă rugăm frumos, voi trebuie să controlați cauciucul, eu doar vă arăt acum, da? Ne uităm la catarame, mergem mai departe. Hai. Bun, o să ajungem la capul tractor și o să vă rog pe voi să-mi spuneți ce valabilitate are ITP-ul la capul tractor. Hai să vedem. Hai. Ce am învățat până acum? Hai. Din păcate, nu a fost profesorul bun. Este a 7-a 2024. Tot timpul sus. Sus, sus, vă rog frumos. Da? Sus. Cauciucurile sunt în regulă. Vă rugăm frumos. Așa, nu. Un coleg s-a urcat pe borduri. Da? Bun. Haideți, vă rog frumos, încoace. Mai avem aici verificarea de siguranță, SPU. Până când e valabilă? Hai să vedem. Hai, unul dintre voi. Hai tu, te rog frumos. Ia să vedeți, verific și eu. Perfect. Cablurile sunt în regulă. Sunt perfecte. Bun. Am vorbit ieri pentru o siguranță la frânare. E bine la control dinaintea plecării să încercăm frâna. Da? Vă spun acum. Frâna apăsată nu are voie să scape aer. Este frâna apăsată jos de tot. Da? În cazul în care scapă aer la apăsarea frânei, anunțăm imediat și camionul este scos din circuit până la reparație. Da? Ok. Actele camionului. Haideți să verificăm împreună. Hai. Ce avem aici? Avem talonul camionului, licența, asigurarea generală, da? Valabilă și asta. Și asta e valabilă, ia să vedem. Hai. Asta sunt asigurări ca și în România. Trebuie să știți să le citim. Ok. Ce mai verificăm? Ia să vedem. Unde merge camionul ăsta, vreau frumos? La DG. Unde mai exact? Scuze. Adresă? Tot. 93055. Ok. Stradă? Lidlindstrasse. Ok. Bun. Deci acolo merge camionul. Da? Este cu adresă, nu? Ok. Bun. E totul în regulă? Da. Putem să plecăm la drum? Da. Sunteți siguri? Da. Nu. N-am verificat ulcoletul. Ia să vedem. Hai. Unul dintre voi sus și spuneți dacă e în regulă. Hai. Da, e în regulă pentru că are 4 axe și camionul are 4 axe și mai mare din 18 ore. Bravo. Ok. Restul, combustibil avem? AdBlue avem? Ok, vă rog frumos de fiecare dată ne uităm la autonomie, da? Ce am vorbit puțin mai înainte, bine? Ok, bine, drumuri bune!